O băutură celebră în Asia și Statele Unite face furor printre copiii și adolescenții români. Celebrul ceai cu lapte, arome de fructe și boabe de tapioca a devenit viral pe rețelele de socializare, iar tinerii pasionați de cultura asiatică stau la coadă ca să-și cumpere băutura deloc ieftină, doar pentru a o posta pe Instagram sau TikTok. Mi-am luat un bubble tea cu pepene roșu și ce mai pune pe aici, geleurile acestea. Colorat, aromat și mai ales instagramabil, bubble tea face senzație în rândul noii generații. Emare, 10 ani, și-a aflat de băutura colorată de pe YouTube. Cred că e la modă pentru că mulți oameni faimoși au gustat și au început să fie în trend. M-a atras pentru că m-am vrut să văd cum este, ce gustau și biluțele astea, n-am știut niciodată. 10 clienți este cam 8 copii. S-a pus o fată că a băut cea mai bună boba din oraș și bum, coadă de 200 de persoane. Asta este boba, gămă boba. Are lichid înăuntru. Băutura exotică îi atrage și pe cei care caută experiențe originale. Îmi place în general tot ce e atipic, tot ce e nou. În frozii caniculară e perfect ceaiul ăsta, sincer. Ceaiul colorat a apărut în urmă cu 20 de ani în Taiwan. Este ceai cu lapte și cu niște tapioca. Ce este tapioca? Tapioca este un legume. Asta e toată atracția, da, gen să, că practic bei băutura și mai și mănânci ceva, gen ori cu aromă de zahăr, cu aromă de fructe. Cu lapte, iaurt sau simplu, ceaiul vine în cel puțin 20 de arome fructate. Putră de mango, putră de afine, putră de vani, putră de iaurt, fasole rosu. Toată lumea venea cu băutura de pe TikTok, că vreau și eu băutura asta, fix băutura asta. Popularitatea costă. Prețul unui bubble tea este cuprins între 20 și 30 de lei, în funcție de mărime și de ce adăugăm în el. Până acum am încercat cu ciocolată, cu watermelon și acum vreau să văd cu melon. Doar de la începutul verii în capitală s-au deschis cel puțin 10 localuri specializate în bubble tea care vând sute de băuturi zilnic. O să deschid mai încă unul. Avem spațiu, avem pe toate. În zona în care suntem acum sunt 3 sau 4 locații gen care au apărut și e competiție foarte mare. Odată cu succesul trupelor de muzică K-pop și a serialelor sud-coreene în rândul adolescenților, tot mai multe produse asiatice au devenit populare. Cel mai bine se vând deserturile din orez umplute cu pastă de fructe, supele instant și sosurile chinezești.